Bună seara, dragii mei, sunt Arotela Conoe Talare. Pentru cei cu soare, luna, Venus, ascendent, lunar în Scorpion, pentru această perioadă, voi și o anumită persoană din viața voastră, poate să fie și mama și tata și vreo rudă și vreun coleg, vreo colegă sau cineva, nu neapărat iubita. Însă, hai să vedem. Scorpion, o etalare mai scurtuță, nu ca înainte. Mă strădui să fiu mai rapidă, să nu mai mă lungesc cu vorba. Soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion. Ianuarie, aproximativ jumătatea lui ianuarie, cât o mai fi, poate și februarie, poate și mai acolo. Vedem voi și o altă persoană în viața voastră. O dată, de două ori, de trei ori și tăiem. Scorpion, soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion. Ianuarie 2022. Comunicare, eventual, inițiativă, pasiune, originalitate. Împăratul. Șase de cupe. Tatăl și copiii. Cinci de bute. Acum prietenii și vecinii, conflicte. Și nebunul. Știți ce simt? Dacă au fost conflicte în casă, cât timp ați fost copii, din cauza unei figuri autoritare, aceste energii v-au îndemnat să o luați de la zero. Dar bine, vorbim totuși acum de situație, acum totuși, în această perioadă. Hai să mai vedem ce altă cărți apar la capătul secretului, că justiția și diavolul. Vreți să vi se facă dreptate într-o situație toxică? Posibil, cumpăratul, e un personaj care încearcă să domine, să aibă controlul. Poate să fie și la locul de muncă, justiția reprezintă un contract, apare și trei de monede. Poate să fie un personaj pe care îl știți din copilărie, care a creat conflicte, care a încercat să fie, poate să fie rudă, frate, care a copiat șablonul unui tată sau unei mame autoritare, cu care tot timpul v-ați concentrat. Copii, dar sunt frați, suflete pereche, de aceeași familie sufletească sau familie pământeană. Vedeți cărțile? Și împăratul, cu aceasta arogantă și autoritară. E un contract spiritual între voi și acest personaj destul de toxic, de care trebuie să învățați să vă eliberați cu nebunul. Dar nu e suficient să plecați să manifestați ceva nou. Dragii mei, este vorba de tăierea stringurilor pentru unii dintre voi. Acum, acest personaj să aibă marcaj puternic în semne de foc, berbec în mod special, poate și leu. Săgetător. Dar în mod special berbec și leu. Cu care ați crescut împreună. Dragii mei, acum vorbind, îmi dau seama că această etalare se potrivește chiar și pentru mine, că am luna în Scorpion. Apropo. Interesant ce mai simt apropo de suflete pereche. În această perioadă, poate, o să și clarificăm, comunicați telepatic. Vă simțiți ca acasă alături de cineva care vă înțelege niște probleme. Vă înțelege eventual, într-un anumit fel, dorința de control pentru că ați preluat-o, repet, din familie, de la o mamă, tată sau vreo rudă autoritară. Vă înțelege și momentele de conflicte, de bătălii interioare, de, eu știu, momente când, eu știu, dați cu toate de pământ și vă enervați pentru că nu vă merg treburile, pentru că nu reușiți să controlați viața, situația așa cum v-ați dorit, ci, repet, cum ați învățat acasă, acest personaj vă înțelege. Și poate aici este și conflictul. Ați vrea să renunțați la acel șablon toxic, contract, că e căsătorie, că e contract spiritual cu un tată, cu un frate, cu vreo soră, ați vrea să schimbați energia.
să vă reconstruiți viața, că v-ați săturat să fiți trădați, să fiți puși la pământ. Ia uite, moarte, moarte și renaștere în sensul că eliberare, ia uite, către ce? Către împărăteasă. Faetonul și nebunul, eliberare, călătorie. Poate că aceasta cu nebunul, aceasta să fie o relație fragedă, proaspătă, în care vă regăsiți sufletește alături de cineva, deși sunt conflicte. Iar, pe de-o parte, eu cred că rămâne și mesajul pe care l-am spus mai devreme cu familia, cu controlul, pentru că se întâmplă la semn, la oamenii care au planete în Scorpion, clar au așa ceva în familie. Altfel n-ar avea planete în Scorpion, logically. N-ați avea Lună, n-ați avea Venus, n-ați avea Ascendent, n-ați avea Pluto în Scorpion dacă n-ați experimenta asemenea conflicte acasă, dorința de control cel puțin a unui părinte sau poate a ambilor, a fraților, a rudelor, a prietenilor. Păi că Scorpionul moarte și renaștere. Moare și renaște. E pus la pământ, dar aici stai mai. Că tu nu poți să pui, tu, orice ai fi împărat, scandalagiu, semn de foc sau poate nu neapărat semn de foc, alt semn, da? Oameni, poate să fii și de aer, poate să fii și de pământ, că avem capricorn, avem balanță, avem, eu știu, multe. Orice ați fi, oricine ar fi, cine încearcă să pună la pământ. Pe cineva, repet, și o să vorbesc o dată, mult mai pentelete despre acest, pe cineva care are planete în Scorpion, mai ales în Via Combusta, pardon, v-ați greșit persoana. Renaștere. Zero. O luați de la zero. Exact când e zi că v-au pus la pământ. În fine. Ar mai fi această recunoaștere sufletească dintre voi și cineva, dincolo de poziția pe care unul dintre voi poate să o aibă de soț, de, eu știu, figură autoritară profesională, să creeze conflicte, să creeze invidii și totuși se vrea să o luați de la zero, să manifestați o nouă etapă, aș spune etapă. Dacă într-adevăr o luați de la zero, voi știți, dar se vrea ceva nou, pentru că asta înseamnă nebunul, un nou capitol. Nebunul vine după lumea. Lumea încheie capitolul și apoi vine o nouă carte. Faceți o trilogie, eu știu ce vreți să faceți. Sau poate nu. Poate nu e trilogie. Poate este pur și simplu un nou roman. Se sperea că este de dragoste. Opa, eremitul. Tăcere. După o separare bruscă. Din cauza distanței, din cauza aventurismului cuiva, din cauza unei atitudini foarte defensive, cineva își păzește cu prea mare precauție ușa. Acum, eu știu, poate ușa de la apartament, poate ușa de la sufletul vostru, dar pierdeți ocazia, pierdeți dragostea și nu-i bine, iau-te, din cauza conflictelor. Pentru că așa ați fost educați, băi, cine vine la tine trebuie să fii foarte precaut. Na, scorpionii nu sunt precauți, sunt scorpioni. Și când vorbesc de scorpion, vă repet, vorbesc nu musai de soare. De Lună și de Venus, că asta și de Marte. Cineva vrea să comunice cu voi cu din dragoste, cu dragoste. Și că știți că scorpionul nu se deschide din prima. Nu se deschide din prima. Și uite așa apare turnul. Apare pierderea ocaziei, patru de cupe și tăcerea necesară, separarea. Și tăcerea necesară ca să vă vindecați, separați, ca să înțelegeți de fapt traumele, cine a apăsat pe trigger, cine în această relație a simțit toate acestea și a adus aminte de trecutul său, eu știu, de copilăria sa și are ceva de vindecat. Hai să vedem. Clarificăm împăratul pentru Scorpion, soarele în Venus, ascendent nord în Scorpion. Mai fi ceva înainte să clarific. Pentru unii dintre voi, iar figura cea autoritară, dominatoare, ar încerca să se împace șase de cupe,
Dar ca să-i primiți împăcarea, ar trebui să se lupte foarte mult ca să se manifeste ceva. Pentru că, repet, dacă cineva încerca să domine mai mult decât e caz un personaj cu planete în Scorpion, nu și-a găsit materialul. Ia, hai, clarificăm împăratul. Eu asta simt, asta simt acum. Puteți, voi vede, văzând cărțile, să mai vedem. Ia uite câte cărți. E vorba de transformare, de renaștere. Toate sunt provocări, lecții. Și patru înseamnă acasă și șase înseamnă viața de zi cu zi. Casa șasea. Și cinci, casa copilăriei, tot așa, a creativității și a amorurilor. Și trebuie revenit la punctul zero. Ia uite, apare împăratul, măi, împăratul și 8 de spade, ia uite. Interesant, poate că cineva are o familie în secret și nu a spus. Aici este. Și dacă ați avut de-a face cu un suflet pereche, acesta a intuit. N-a spus, sau poate nu a spus ceva legat, cineva a dorit să aibă control, iar... Pentru că așa a învățat în familie, voi știați că și voi ați trecut prin așa ceva și ați intuit că este ceva ascuns acasă. Ia uite cu magicianul și luna, poate o mamă manipulatoare posibil, de care trebuie să ascunzi orice potențial, orice dragoste pentru... Băi, vă știți genul ăsta de mămici? Sunt. În fine, sunt mesaje pentru cineva care are urechi de auzit. 8 de spade. Ia uite, dorința de control a cuiva. E o energie feminină care este ținută în lanțuri, în spatele grilajului, în blocaje mentale. Tu ești inaptă să faci cu tare lucruri. Tu nu poți să faci singur. Poate să fie și bărbat. Da? Tu nu ești în stare să fii pe picioarele tale. Tu nu ești în stare să ții o casă. Tu nu ești în stare să ai autoritate. Tu nu ești în stare să faci nimic. Aici e victima și aici este persoana narcisistă autoritară. Wow, ce mesaj! Evident că la Scorpion vorbim. Iar apare tăcerea. Și două suflete perechi, tac, dar tac pentru că trebuie să se vindece, să se înțeleagă. Dacă unul dintre voi a practicat această dorință de control într-o anumită formă, repet, celălalt intuiește pentru că a trăit. Teoretic ar trebui să aibă empatie, dar... Apare zodia fecioară, interesant, de două ori, semnul peștilor, oracului, scorpion, iar pești, sau scorpion. Iar dorința de... Ia uite. Aici este dorința de control a unui bărbat, care în natura sa este stabil, poate să manifeste stabilitate, dar depinde din ce motive o face. Dacă o face cu sufletul deschis, gen regina de cupe, 9 de monede, sau dacă o face din motive de autoritarism sau dorința de control, regele de spade, împăratul, da? Da, poți să fii stabil, poți să manifesti ceva nou, dar depinde care sunt motivele. Baza, sau dacă nu motivele, baza emoțională și mentală. Interesant ce mai simt. Pentru unii poate să fie chiar, împăratul poate să reprezinte autoritate, poate să fie cineva din, că am văzut și justiția, probleme justiția cu diavolul. Cineva are o viață toxică, unul din aceste suflete perechi are o viață foarte toxică, diavolul și justiția, are probleme justiția, poate să fie încarcerat, pentru că împăratul dă semnătură pentru încarcerarea cuiva, wow! Și se dorește schimbarea de energie, se dorește, da, reconstrucția vieții, pentru că s-a săturat acest personaj să trăiască trădare după trădare sau să fie pus la pământ sau în închisoare. Chiar, eu cred că e vorba de o închisoare fizică pentru unii, nu știu câți, poate sunteți foarte puțini. Dar cineva trebuie să se transforme. Hai să vedem șase de cupe. Dar e tăcere. Dacă e tăcere, să știți de ce. Șase de cupe. Ia uite, nebunul
și 6 de bâte. Iar acest suflet de pereche vrea să o ia de la zero, vrea să lase în urmă apele tulburi, conflictele, problemele cu legea. Cineva îi certa cu legea în această poveste. Pentru unii dintre voi aveți în preajmă un personaj certat cu legea sau care din potrivă crede că e mai presus de legea, că ei fac legea, iar chiar dacă nu vorbim de închisoare reală, poate să fie o claustrare, un blocaj mental față de ceilalți, să încerce să-i convingă că ei au dreptate, că ei sunt mai presus de... Știți, Narcis și victimele sale. Dar dacă acest personaj ține de trecutul uneia dintre voi, măcar al unuia, deși, repet, și celălalt a experimentat același gen de situații într-o anumită formă, repet, poate mentală, poate emoțională, nu fizică, dar au experimentat. Pentru că sunt două suflete perechi care au mai trăit împreună și s-au întâlnit pentru că au ceva de manifestat, eventual dragoste, vindecare. Da? Dragostea asta vindecă de toate blocajele, de toate rănile. Înalță, pare de neatins, pare de necuprins. Da, vedeți, 6 apare iar, diavolul, relații toxice, contracte toxice, căsătorii toxice. Și dacă vorbesc de contracte, repet, poate să fie un șef, o șefă care blochează pe cineva. Sau care amenință. Vezi că dacă pleci, te bag în închisoare. Chestii de genul ăsta, măi, vorbim la Zodia Scorpionului și acum aici ne permitem chestii de astea mai dure. Pentru că, măi, scorpionii sunt trecuți prin foc și cenușă. Și renasc. Și când vorbesc de scorpion, repet, nu mă refer doar la soare, mă refer și la cei cu lună, Venus și alte planete. În via combustă am un special. Sunt de anumite grade. Da. E o dragoste care inspiră, care vindecă și care îl ajută pe celălalt să se deblocheze, să se ridice, iau-te, deasupra acestui materialism, dorințe de stabilitate, pentru că așa a învățat și tot încearcă să se facă văzut. Ia uitați-l, diavolul. Pe 2 ore apare. Păi, da. 5 de bute. Clarificăm. Eu am vorbit mult. Cât e? Am zis că mai bute. 5 de bute. Posibil cineva cu Marte sau alte planete, nu orice fel de planete, planete masculine în leu. 5 de bute nu e luna leu, clar. Dar sunt planete masculine în leu, casa 5-a. Sunt în casa 5-a. Clarificăm 5 de bute pentru soare, lună, venus, ascendent, nodul, scorpion. Astea vor să vină? Ia uite. Este prea mult, aceste conflicte au devenit prea mult pentru cineva. Îi epuizează, iar confirm. Îi epuizează, prea multe responsabilități încărcă cuiva și după ce că le duce mai este și acuzat de una și de alta. Mai este și bruiat. E ca și când încerci să duci responsabilitățile în cărcă și apar ceilalți care ți le dau jos și iar trebuie să le ridici, iar trebuie să le duci, iar tot așa, să muncești în continuu. Dar 5 este clarificat de 10. Cu alte cuvinte, cu cât se dublează conflictele, cu atât devine mai insuportabil. Pentru cineva. Și la un moment dat, acest personaj va dori să o ia de la zero. Repet, poate sunt două povești care seamănă, pentru că sunt vorbind de două suflete perechi, care seamănă, care experimentează situații asemănătoare din perspective diferite. V-ați săturat de acest personaj cu aspecte, cu planete. Pot să fie mai multe persoane. Cu planete în semne de foc.
dar cu marcaj toxic. Pentru că nu avem probleme cu semnele de foc decât atunci când sunt toxice și nici cu cele de pământ decât când sunt toxice și nici cu cele de apă decât când devin manipulatoare și toxice. Și în momentul în care se va elibera, vă veți elibera, vreți să vă reconstruiți cavalerul de monede, viața, cu răbdare, cu stoicism, ordonat, calm, pas cu pas, încet, fără agitații, dar nici stagnare, dar nici conflicte. Deci e stagnare mentală. Patul stagnează, aici sunt gratii sau așa, cuvinte care dărâmă. Ești inapt sau inaptă de cutare lucru. Tu îți poți conduce viața, eu trebuie să ți-o conduc pe tine, pe a ta. Băi, de ce? Nașpa. Scuzați-mi expresia. Okay. 5 de monede. Da, știți că dacă trebuie să, unul dintre voi, persoana la care vă gândiți, sau poate voi, trebuie să aleagă, ia uite, între a călători și a manifesta ceva nou, a vedea lumea dintr-o altă perspectivă, a vedea că are oportunități dincolo de conflicte, că se poate lupta pentru reconstrucția vieții sale, nu să stea în sărăcie și în lipsă, sau din cauza lipsurilor să permită, că sunt și pot să interpretez și așa, da? Din cauza lipsurilor financiare să accepte dominarea cuiva, conflictele cuiva, certurile cuiva. Umilință, aș spune. De ce? Doar pentru că n-ai bani, suporți răutățile, că era să folosesc calculul în altuia. Clarificăm nebunul. Ia uite. Măi, vrei să inițiați? Dacă e persoana la care vă gândiți, nu știu cine, ce și cum, persoana aceasta vrea să inițieze ceva nou. Posibil că e nevoie de o comunicare pe care cineva ar trebui să o riște. Ia uite, 10 de băte, 5, 10. Și în momentul în care personajul simte că nu mai poate, păstrează doar una. Riscă și comunică. Și e interesant, comunică și creează. Pentru că până acum a stat, a urmărit situația și dintre voi și în viața lor, și a adăugat conflict, aș spune. Și a adăugat gânduri, stres. E un conflict mental. Cum să vină? Să comunice cu cea care este stabilă. E interesant. Dar sunt două suflete perechi din care unul este totuși mai bine decât celălalt. Este stabil emoțional și financiar. Și celălalt trebuie să știe că trebuie să vină, să-și ceară scuze sau să explice, dacă nu-i vorba, să explice ce simte, să explice prin ce trece, pentru că, na, zodia scorpionului secrete chestii, dar hai să mai clarificăm valetul de bâte. Valetul de bâte, clarificăm valetul de bâte, trebuie să... Iar mă lungesc, curiozitatea mea. Hai, de mai repede. Hai, că timpul trece și am promis că... Ia uite. Ia uite. Extraordinar. Împăratul. A picat pe orizontal. Acest împărat blochează, acest personaj nu contează, care încearcă să domine, blochează, dar nu va putea pentru mult timp, pentru că... Ce e de manifestat, de manifestat. Ia uite, minciuni, manipulări, manipulări emoționale, secrete. Poate să fie și o aventură în secret, cu un suflet pereche, care cei doi se iubesc, dar se rănesc, trăiesc o suferință în această poveste și atracție din cauza altor persoane. Care influențează luna, magicianul, șapte de spade, sunt ceilalți, da? Care creează această dezamăgire, durere sufletească între cei doi, care se simt, iau, se simt, se înțeleg. Și am zis, ea, posibil ea să fie o lecuță mai evoluată emoțional, spiritual, poate chiar și financiar, ea să fie mai energetic, mai vibrant, mai, în fine, creativ.
Fiecare vine cu darurile și cu harurile sale. Dar e o bază, sau mai bine zis, sunt povești similare. Ia uite, asul de cupe. Puteți să alegeți asul de cupe. Direct, cu alte cuvinte, interesant cum vă cărțile. Altfel, vindecarea va veni greu în timp, echilibru va veni greu în timp, nu e imposibil. Libertatea mentală, curajul vor veni în timp, cu răbdare. Oricum vă transformați, oricum veți crește, că asta e misiunea voastră, într-o anumită formă. Dar mai rapid este să vă aruncați direct în dragoste, așa văd asul de cupe. E mult mai simplu. Da? Iar pentru unii poate, pentru unul dintre voi un semn de aer să fie cel toxic în viața sa, pentru celălalt să fie un semn de foc toxic. Variază de la om la om, dar sunt niște povești de viață foarte ciudate. Vedeți cum vă luați mesajul. Asta. Ia uite, dragostea îndură, exact, îndurați, ați îndurat și când e vorba poate să fie dragoste față de părinți, față de frați, față de eu știu cine, da? Ați îndurat, pentru că scorpionii îndură și la un moment dat nu mai vor să îndură și devii, și sunt două variante, în momentul în care nu mai înduri, ajungi ca cei care te-au dominat, covert narcisiștii, ajung narcisiști sau opusul. Steaua, vindecare, regina de cupe, asul de cupe. Sunt două variante, apropo, exact de ce am zis mai devreme, două direcții. Aruncați-vă direct în dragoste. Nu mai îndurați. Și îmbrățișați-vă emoțiile. Ce mai pare slow, dar... Cereți ajutorul, unii dintre voi. Sau cineva trebuie să vă ceară ajutorul. Că lucrurile sunt mai profunde, da? Exact ce lucrurile sunt mai profunde decât par. Și dați-vă șansa la dragoste, pentru că între voi... Și acest personaj e o legătură spirituală foarte profundă. Și nu doar legătura spirituală, dar ce ați experimentat acasă și unul și celălalt, vă ajută să vă susțineți în călătoria voastră și în iubirea voastră. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Ceau, ceau!